Bună seara, dragi prieteni, sau bună ziua, bună dimineața, dacă vă aflați în străinătate. Numele meu este Patrick Matiș. Acesta este primul podcast al revistei online România Culturală. Suntem o publicație independentă. Nu este aceeași cu România Cultural, suntem România Culturală. Așa. Ne-am gândit să facem de asemenea și un podcast, să începem să ne și vedem online pe video streaming, pe servicii precum YouTube și altele de acest gen. Și vrem să vorbim astăzi despre mai multe chestiuni în legătură cu cultura, cultura română, cu cum ne-au afectat pe noi românii situațiile acestea, cum este pandemia, cum a fost blocarea economiei românești, economiei mondiale. De asemenea, avem și un invitat special, cofondator împreună cu mine, al revistei România Culturală. Sunt fondatorul revistei România Culturală. Sunt antreprenor și profesionist IT de meserie. Îl avem alături de noi pe Tudor Urse. Este cofondator împreună cu mine al acestei publicații online. Bună seara, bună ziua, bună dimineața. Salut, frate. Salut. Atitudine. Salut, frate. Mă bucur să te văd. Și eu la fel. În primul rând vreau să spun că noi nu suntem academicieni, deși profilul nostru este unul cultural. Noi suntem o publicație care colecționează cultura română în toate formele ei, literatură, filozofie, artă, economie, inclusiv politică. Așa cum a fost, așa cum este și să sperăm că va mai fi. Intro-ul nostru, ca și moto, este... La început a fost valoare. Dacă ne aducem aminte de Biblie, pentru că noi suntem creștini, profilul nostru cultural, după cum foarte bine știți, este învățătura creștină, este creștinismul, mai ales cel ortodox, dar și cel catolic, pentru că la noi avem îmbinate foarte bine și foarte frumos aceste două culturi creștine. Dacă ne aducem aminte de Cartea Revelației, Cartea Apocalipsei, vedem acolo în primul verset că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era la Dumnezeu și toate prin El s-au făcut, atât cele văzute cât și cele nevăzute. La noi este, la început a fost valoare. Asta ca să ne aducem aminte și de valorile culturale, de începuturile noastre ca și cultură universală, dar să ne aducem aminte și de motivul pentru care noi am început această publicație. Și anume faptul că în mass media mainstream din țara de la noi, am văzut tot felul de non-valori că sunt promovate și astfel că am vrut să începem să contrabalansăm acest efect nefast și să promovăm valorile românești autentice. Am început ca un blog pe internet. Astăzi suntem un site de sine stătător. Avem și o adresă, culturaromana.ro, într-un cuvânt. Acolo veți găsi, dacă veți intra pe pagină, mai multe secțiuni, avem articole, avem știri din cultură, avem prezentări de cărți, prezentări de proiecte, proiecte turistice, proiecte culturale, dar și proiecte tehnologice, mai ales pe inovație, pe inventică. Avem de asemenea și un proiect denumit, o secțiune denumită Modelul de Țară, în care, după cum vedeți, dacă navigați pe site-ul nostru, modelul de țară se bazează pe
în mare parte pe distributism și pe micul producător. Este proiectul domnului doctor Călin Georgescu, Hrană, Apă, Energie, în care credem foarte mult. Vă recomandăm cartea, scuze, Patrick, să o cumpărați, da, pentru că veți afla direct ce înseamnă distributismul și ce înseamnă economia reală sau economia viitorului, total diferită de capitalismul obișnuit. Ai legătură. Da. Da, este vorba de distributismul creștin, ortodox. Mai multe veți găsi acolo pe site la noi. Doar aducem aminte că distributismul era o politică economică de stat în perioada interbelică, acea perioadă în care România a fost denumită pe bună dreptate grânarul Europei și de altfel a fost la fel ca și trecerea la religia creștină de la zamboxianism, o trecere normală, ca și cum ar fi fost absolvirea de la clasa a 4-a la clasa a 5-a. Bun, acestea vin spuse, haideți să vedem un pic despre Tudor astăzi, este alături de noi și să-l întrebăm în primul rând ce mai faci? Cum o mai duci acum în pandemie mai ales? Sau, mă rog, perioada de... Încă o dată, bună seara, bună ziua, bună dimineața la toată lumea care ne vede și ne ascultă. Păi cum să o duc? În principiu ca toți micii antreprenori între care sunt și eu, mai ales specializarea mea este în turism. Sunt ghid de turism de 9 ani de zile și pot să spun că sunt într-o situație ca foarte mulți colegi de-ai mei, în care trebuie să mă reorientez și în turism pe mediul online, un mediu care devine din ce în ce mai căutat, mă refer în punct de vedere al turismului. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine din punct de vedere al sănătății, că în primul rând, dacă nu suntem bine sănătoși, mai ales în orice fel de perioadă de gripă, sezon, pandemie, dacă nu ești tu sănătos, restul nu-ți merg, evident, cum trebuie. Și sănătatea e la cote maxime și de-aia pot să zic că mă simt foarte bine, pot să lucrez. Asta cel mai conexiunea bine la net merge. Da. Dacă n-ar fi mers, ar fi fost o mare problemă, pentru că mediul online este pâinea mea cea de toate zilele, să folosesc o parte a rugăciunii Tatăl nostru, pentru că e importantă. Avem nevoie de ea, să încercăm să facem cultură. Da. Noi pe mediul online acum trebuie să facem o promovare destul de puternică a culturii, mai ales că majoritatea publicațiilor, chiar și televiziunilor, au pășit în mediul online. Cum merge ghidajul turistic? Am înțeles că sunt tururi făcute online acum, în timpurile astea ciudate, în care trebuie să stăm acasă foarte mult. Mai există, se mai poate face ghidare turistică prin oraș sau... Vă mai puteți întâlni cu diversi turiști astăzi? În primul rând poți să te mai reîntâlnești, dar foarte, foarte greu. Recent am avut un tur în Râmnicu Vâlcea. Împreună cu soția mea, Livia, am început o inițiativă de a promova turismul local, turism pentru localnici, Live to Brand, prin care ne-a venit ideea dinainte de pandemie, însă am fost foarte prinși înainte de pandemie cu turismul general, că amândoi suntem ghizi
Și mergea foarte bine. România și Bucureștiul era printre destinațiile de preferință al turiștilor străini până în martie anul curent, când totul a căzut ca un domino. Tururile au fost sistate. Evident, nu au mai fost și nu mai sunt zboruri. Cei care vin în țară vin doar pentru situații sau lucruri legate de securitate națională sau lucruri care nu prea au legătură cu turismul și stau pentru o perioadă scurtă. Deci nu mai putem vorbi de turismul cum îl știam noi, la cote maxime. Acum 2 săptămâni am avut un tur, în Râmnicu Vâlcea pentru localnici să-și descopere orașul la pas. Cu noi am avut câțiva oameni, ne-am bucurat că au venit până la urmă, am avut emoții, evident, era un risc și în perioada actuală, dar și făcând publicitate, evident, pe Facebook, neștiind care o să fie reacția. Și am fost plăcut surprins că am putut să începem cu aproape 15 oameni și a fost ceva. Noi ne setasem pentru 20 de oameni și în cazul în care erau 20, am fi împărțit turul. Da, de obicei, câți aveți voi la un tur? Deci noi de obicei la tururile care le aveam inițial înainte erau de la 3 oameni la 50, ca să-ți dau un număr destul de bogat. Constant, aproape zi de zi. Vorbim de 4 tururi pe săptămână pe care le făceam constant. Din martie nu am mai făcut absolut niciun tur, practic. Vorbim și cu alți colegi de-ai mei. Toți au fost afectați de chestia asta. 90%, 97% de fapt din turismul românesc, inclusiv cel mondial, e pe butuci. Vorbim nu numai de ghidaj, vorbim și de colegi de-ai noștri operatori din agenții, din hoteluri, din tot ce înseamnă Horeca. Deci, doar gândește-te la o statistică asta, 10% din PIB-ul mondial, eu cred chiar mai mult de 10%, poate să ajungă la 20%, are legătură cu turismul. Și în fiecare lună se pierd aproximativ 1 miliard de euro, astea sunt calcule făcute recent, 1 miliard de euro pe țară, referitor la lipsa turiștilor în țară. Ce înseamnă asta? Adică pierdere de 1 miliard de euro. Exact. Nu se mai plătesc salarii, cum se plăteau, peste 40% din angajați sau au fost dați afară. Deci cel mai afectat serviciu a fost și este turismul și serviciile de alimentație. Și serviciile de alimentație care merg mână în mână. Ce am făcut e că ne-am reprofilat online cu tururi virtuale, care prind foarte bine. Întotdeauna într-o criză există oportunitate și trebuie luată oportunitatea și trebuie să vezi unde ești bun și unde ești slab și ce poți să compensezi unde ești slab. Norocul meu cu soția mea, Livia, că ea mă ajută la partea tehnică și mai ales la tot ce înseamnă organizare. Deci ne completăm mânușă. Și de când am lansat ideea de tur online, totul a început ca o joacă. Respectiv în martie, de când primisem știrea că vom sta în case. Era bancul ăla, vorbim cu un prieten, aveai voie să ieși doar cu câinele și cu copilul pe hârtiuța respectivă. Și bancul zice că tot blocul se bătea pe câinele vecinului, numai să iasă afară sau pe un copil. Numai ca să-și facă plimbarea în jurul blocului. Să-și găsesc un motiv. Nostru... Exact, exact. Noi având copil, o fetiță de până în 2 ani, noi oricum ieșeam afară. Să pătrească. Mulțumesc frumos. Și
toată ideea a pornit ca o joacă, respectiv, atunci ce vorbeam cu colegii noștri, care făceam tururi cod la cod până în martie, zi de zi, planificând un an în forță, cu rezervări, ne-a lovit pe toți, așa ca o palmă, și ne-a zis, de ce să nu facem întâlniri online, să treacă timpul și altfel, și să facem pe diverse teme. Să fiecare să vină cu o temă istorică, sau nu neapărat legată de România. Și așa am început ca fiecare din noi să venim cu o temă. Primul război mondial, al doilea, am învățat despre culoarea albastru de la o colegă noastră și care o să-și lanseze experiența online. De-abia aștept să particip, să o recomand. Culoarea din steag? Și practic, explicația generală a culorii albastru, în general, în artă, în pictură, în arhitectură, de ce oamenii nu vedeau albastru la un anumit moment. Adică sunt niște lucruri pe care nici eu nu știam. A fost un subiect din acela în care nu te aștepți să-și mai afli ceva nou și a fost foarte plăcut. Și așa am început să ne creăm tururile care le făceam inițial. Spre exemplu, da, un tur general de București și să-l pui pe tur virtual. Și am început să apară primii turiști. Chiar de 2 săptămâni încep să apară. Greuți, dar e un început. Ne mișcăm într-o direcție. Și asta o să fie direcția. Cam asta. Până la urmă, cultura nu neapărat înseamnă, într-o țară, nu neapărat înseamnă să vorbești numai patriotic. Exact, include tot suveranismul tuturor popoarelor. Vorbești despre viața în general sau, mă rog, felul cum percep oamenii viața în general, lucrurile legate de lucrurile filozofice, cum ai spus și tu, culoarea albastră, poate fi o interpretare artistică sau poate una filozofică, poate și una științifică. Dar cum vezi tu cultura română acum în pandemie? Știu că, apropo de, are legătură foarte mult cu turismul, apropo de lockdown-ul ăsta, de blocajul ăsta în care suntem izolați, mă rog, acum putem să mai ieșim afară, că toată... Au trecut, nu mai trebuie câine sau copil, ca motiv. Au trecut, să zicem așa, primul val, acum suntem un pic mai jos și așteptăm și al doilea val. Cum vezi tu acum cultura română, apropo de Horeca, apropo de hoteluri, apropo de, eu știu, am înțeles că s-au închis cinematografe, teatre, cinemaurile din mall mai ales, dar și cinematografele de sine stătătoare. Dar am înțeles că au fost afectate până și teatrele, au vrut să facă teatru online, fără spectatori. Și au fost câțiva actori români destul de cunoscuți, de marcă, care au spus, nu, așa ceva este ca și cum ai sta la ghișeu să dai etichete și atât. Nu te apuci de... Adică nu faci ceea ce, da, n-are ce ți aparține ca actor. Cum vezi tu cultura asta în pandemie, să zicem așa? A fost afectată sau nu a fost afectată, apropo, și de ghidaj, dar și de partea asta altă artistică? În mare parte. Păi, în primul rând, când vorbești despre cultură, vorbești despre, în primul rând, interacțiunea cu oamenii. Indiferent că e ghidaj, teatru, tot ceea ce înseamnă exprimarea unei arte are legătură cu oamenii, nu? Nu, în primul rând, fizic. Că online nu a existat înainte și după aia a apărut fizicul, știi? Da. Enorm de mult a fost afectat. Ce pot să spun referitor la alte țări, la comparație, cum s-au mișcat lucrurile, cum s-au mișcat alte țări, e că, de exemplu, în Europa sau în state au reapărut faimoasele cinemauri în aer liber, cu mașina venind drive-in. S-au făcut și la noi două inițiative de genul ăsta cu 2 luni. Au prins foarte mult,
a fost cu un număr de oameni, stăteau mașini, cam vreo 20-30 de mașini au putut participa la un eveniment de genul ăsta. Deci, ideea de evenimente a afectat foarte mult tot ce înseamnă, că vorbim de teatru și filme în general, unde oamenii stăteau unul lângă altul. Păi, dragă Patrick, ăsta sunt la pământ, nu prea ai cum să le înlocuiești, adică nici în mediul online. Nu poți, nu e același lucru. Tu să joci pe scenă, ești înregistrat și spectatorii tăi sunt acasă și auzi aplauze în boxe, nu e același. Sau cântăreții care au artiști care vor să mai lanseze piese sau să aibă concerte. La fel, dar cei mai mult de 50 de oameni, acum s-a redus la 20, practic ai când singur în duș. Deci nu... Da. O tristețe profundă legată de cultură, mai ales și cultura în general. În România, statul, din ce am observat, n-a oferit variante prea bune sau inovative pentru a reporni economia, chiar și în mediul online legat de cultură. Dau câteva exemple. Faimoasele expoziții de artă care se întâmplă în Europa, în care eram și noi sau muzee, au început să promoveze licitațiile digitale online, în care oamenii licitează online, persoana e live în locul respectiv și au continuat licitațiile mai departe, dar și cu câțiva oameni prezenți, evident. Piesele de teatru au continuat cu un număr destul de mic, însă aceeași piesă, spre exemplu, se putea juca de mai multe ori pe săptămână, ca mai mulți oameni să o poată vedea într-un număr redus, ceea ce la noi depinde și de oraș. În multe zone, doar teatrele mici au putut să mai facă doar cu un număr de 10, maxim 20 de oameni la distanță. Am observat recent că foarte mult s-a ajuns la concertele în aer liber, ceea ce e concert de muzică clasică în fața operei, cu scaune puse, mă rog, respectând distanțarea socială, care tot o știm, și oamenii sunt actiați după cultură. Faptul că am fost ținuți atât de mult timp în casă și distanțați, se simte că omului îi lipsește un teatru, o muzică bună, ceea ce până acum erau pline sale de teatru în România, adică enorm de mult. Deci pot să zic că statul nu prea a venit cu variante prea bune față de alte state, chiar și cu mediul online. Deci fiecare artist acum se gândește cum o să mai fac eu artă prin cultură, pe teatru. Ce o să mai fac de acum înainte? E o întrebare foarte dificilă. Vorbim la un moment dat cu un răspuns dificil și vorbim la un moment dat cu cineva la un loc de joacă. Aflasem că tipul era organizator de evenimente și mi-a spus, întrebându-l, și voi ce ați putut să faceți perioada asta? Păi n-am putut să facem mai nimic, pentru noi să faci un eveniment cu 50 de oameni e practic, nu-l faci decât să-l faci. Adică e o pierdere totală. Vorbim aici de sume, de închiriat scena, muzicienii, primăria, sunt multe sume de bani. Ce au reușit să facă? Au reușit să facă câteva evenimente de DJ online, mixaje live, care a mers o dată, dar a doua oară, cine vrea să stea acasă să asculte un mix cu fundul pe canapea,
și să bea, bea un mojito. Da. Singur. Trist. Da, păi, așa am văzut și eu. E un, foarte trist. Da. Am văzut pe YouTube tot felul de, de mixuri. Erau DJ, mă rog, internaționali, cum, cum a fost, da, cum da. Este. Armin Van Buuren, Ferry Corsten au fost și la noi. În perioada lockdown-ului au, au mixat foarte mult din interior. Au mai fost și da. Mixmag, au fost și tot felul de publicații de genul ăsta care au tot așa au avut. Inclusiv Above and Beyond, Ali and Phil, uh-huh. toți, toți cei care au fost, practic la noi, au fost și la Untold, au fost și la mai multe. Dar nu cumva da. Este lipsa asta de, de intervenții din partea statului, din partea economică a statului, nu cumva e, e și o reavoință, pentru că am văzut, de exemplu, acum în perioada asta foarte specială, că au demarat legea educației sexuale și pe de altă parte au lansat Muzeul Național de Artă Contemporană sau ceva de genul, în care cei care expuneau acolo sau își prezentau exponatele nu aveau nicio, nicio legătură cu cultura, dar mai ales au jignit, da, au jignit teribil de mult creștinismul ortodox, mai ales creștinismul ortodox de la noi din țară. Și au fost multe, da. Multe voci, multe persoane care au, efectiv, au rămas bulversate. Noi nu am jignit pe nimeni niciodată, nu am, nu am avut sclavi, nu am avut, nu am exploatat oameni, nu am, practic n-am avut un asemenea comportament de hating, ca să spun așa, sau un comportament urăcios față de alte popoare și față de alte minorități, chiar dacă e vorba de minorități, cum se numesc, minorități sexuale sau minorități, eu știu. Dar nu cumva e și, cumva, cum să zic, nu numai era voință, dar în perioada asta nu cumva, nu cumva bate spre multiculturalismul ăsta de tip neomarxist, care s-a văzut de foarte exacerbat și la noi. Hai să o spunem pe românește, exact ce ziceai mai devreme. Am văzut câteva secunde din acel... Eu pot să-l numesc eveniment cultural sau eveniment în sine la Muzeul de Artă Contemporană, în care se promovau ideile minorităților sexuale cu un concert care nici măcar piesele nu erau. Adică dacă ascultai și versurile, îți venea să... îți venea rău. Păi, e clar o mișcare, de fapt, globală, deci, în care se promovează foarte mult anticultura sau și anti-ideilor, anti-idei religioase. Adică, dacă te uiți un pic la câte sume de bani au fost alocate, că sunt studii și sunt foarte multe reportaje pe tema asta, pentru promovarea evenimentelor minorităților sexuale referitor la a repara economia sau a băga subvenții să refaci cât de cât regimul Horeca, păi e de 70% diferență față de câți bani au fost alocați, să de 30% de ce ai cu adevărat nevoie. Industria e pe butuci, cum am vorbit, turismul, Horeca în general, deci s-au alocat niște sume enorme, care vin, evident, nu de la, de capul nostru, vin de la Bruxelles. Citându-l pe domnul dr. Călin Georgescu, spunea într-o emisiune, la un moment dat, foarte bine, înainte poarta era Imperiul Otoman. Acum poarta s-a schimbat în Bruxelles, Washington. Da, da, practic suntem tributari Bruxellesului și Washingtonului și tuturor marilor puteri, de altfel. Am trecut de la protectorat la tributarism mai mult. De altfel ne învârtim în cerc, nu putem să spunem da. Altfel.
ne învârtim în cerc și nimic nu s-a schimbat. Doar numele sau în fond au rămas aceeași chestiune. Da. Păi, practic, și perioada asta pandemică este benefică pentru cei din spatele butoanelor care au vrut să implementeze aceste lucruri de mult timp, pentru că atâta timp cât stai închis în casă și nu poți protesta sau ieși în stradă și primești niște amenzi usturătoare pentru că nu ești de acord pașnic, nu violent, nu vorbim de chestii violente, că nu rezolvăm nimic, dar să ieși să spui de ce nu ești de acord pașnic cu acele lucruri și primești niște amenzi usturătoare în care drepturile tale din Constituție sunt limitate enorm de mult, ești acum catalogat ca antidemocrat, anti-idei principiilor libertății, anti-minorități, anti-anumite ONG-uri. Asta e o listă lungă, poate în alt podcast vom vorbi. Dar, da, te constrânge foarte mult să accepți aceste lucruri care, evident, oamenii cu conștiință nu vor accepta niciodată, indiferent de care m-am urmat și eu. Adică, rezistența n-a murit, cum era în comunism, rămâne în suflet. Și o continui sub alte forme. O continui prin alte moduri, chiar și online. Și sunt, din fericire, oameni, jurnaliști încă, care mai explică ce se întâmplă de fapt. De ce se promovează atât de mult anticulturalism, anti-idee religioasă? Pentru că e de mult implementată treaba asta și se pare că era nevoie de un lockdown ca să le iasă mai... Un lockdown la gură, cu alte cuvinte. Adică să ne închidă da, gură. Da. Un lacăt la gură, ceva de genul. Da. E ca cultura... și cum ai pune codul Omerta. Exact. Codul Omerta, dar nu, nu între frați, ci din grupa respectivă, ci forțat pe ceilalți care au ceva de spus. Da, cu ce îi sperie pe cultura? Cultura română, în general. Cu ce îi sperie pe globaliști, să spunem așa? Ce crezi? Care ar fi... ce le-ar provoca cultura românilor? Având în vedere, dacă stăm să ne gândim și la ceea ce spunea acum mai bine de 150 de ani Friedrich Engels, în care spunea că poporul român este un popor antirevoluționar, contrarevoluționar, de fapt, inerent, nu? Născut contrarevoluționar și doar dacă ar fi șters de pe fața Pământului, ar putea ei să-și implementeze, să-și să dea drumul, să desfășoare revoluția internaționalistă, globalistă, acum, bineînțeles. Cu ce îi supără pe ei? Cultura română. Păi, ca să-ți răspund la întrebarea asta, pe lângă Engels mai era și celebrul Albert Pike, de care foarte multă lume nu i-a dat importanță sau evident nu s-a învățat la școală. Francmason de rang înalt, mă rog, nu intrăm prea multe în detalii, însă el a enumerat câteva popoare care practic n-ar trebui să existe pe fața Pământului cu principii antirevoluționare pentru care eram și noi. Suntem și noi, că încă suntem aici, în ciuda altora care au încercat să ne distrugă. Păi cu ce să-i supere? Faptul că am avut o economie distributistă care a șocat o întreagă Europa, mai ales în perioada interbelică, ceea ce pe foarte mulți globaliști la momentul respectiv care încercau să acapareze piețele interne nu le-a plăcut deloc. A venit al doilea război mondial în care ușor-ușor s-au văzut de fapt care mai erau oamenii de cultură în țară și patrioți față de restul oamenilor care nu erau și care au fost ușor cumpărați de Uniunea Sovietică pe diferite interese.
îi sperie foarte mult că am dat o grămadă de academicieni, oameni de știință, de renume, Ana Aslan, Emil Palade, Ari Coandă, și lista poate să continue, care au fost revoluționari în multe lucruri care astăzi sunt folosite de alți, așa ziși, inventatori și au preluat practic din ideile lor. Îi supără foarte mult pentru că am avut oameni ca un Eminescu care a pus punctul pe ei când se trata distrugerea economiei românești de către anumiți, de anumite personaje și știm ce a pățit, mai ales de către înlăturat chiar de către ai lui, cum s-a întâmplat de foarte multe ori în ultimii 200 de ani. Avem exemplele și din perioada comunistă, care v-am menționat mai devreme. L-avem și pe un Mircea Eliade, care a lăsat una din cele mai studiate cărți ale unui autor român, tradus în peste 30 de limbi, istoria credințelor și ideilor religioase, care se poate găsi astăzi la orice, chiar orice bibliotecă sau librărie. Da. Și eu am cumpărat-o de la Polirom, de exemplu. Nu facem reclamă, dar... Și am primit-o de ziua mea, de la soția mea, de la Humanitas. Ne fac reclamă, dar ca idee, că se poate găsi. De ce spun lucrurile astea? Pentru că citind acele lucrări ale unui Eminescu, ale unui Eliade, ale unui Țuțea, ale unui Emil Palade, Ana Aslan și lista să continue, sunt idei care merg contrar ideilor globaliste. Adică ca invențiile să ajute natura și oamenii să conlucreze, ca acele invenții să fie de durată, ca ideile filozofice transmise de anumiți scriitori au la bază, practic, un creștinism și niște baze religioase foarte sănătoase, adică a te sacrifica pentru ceilalți, a deveni un om mai bun lucrând cu tine însuți. Practic, multe din poeziile lui Eminescu, dacă le citim cu atenție, nu cum le citeam în general la mulți dintre noi, când habar n-aveam despre ce vorbea. Nici profesora de literatură nu știa despre ce era vorba. În mare parte era vorba exact. metafore, epitete. Pentru că sunt... Dar care era semnificația, nu? Despre asta e vorba până la urmă. Sau un sărmanul Dionis, care e plin de semnificații. De simbolistică, da. Normal că aceste lucruri merg împotriva curentului globalist. Pentru că distrug, practic păstrează ideea de care ajută omul să se autodezvolte pe sine, păstrează ideea unei economii distributiste care poate ajuta nația să iasă din datorii și să ajute alte popoare prin ceea ce produce, promovează o diplomație. Acum îmi vine în minte domnul Mircea Malița, care nu știu câți români mai știu de acest nume auzind de dumnealui, numai la un search, numai la o căutare pe YouTube, la unul din interviurile cu dumnealui, doar ascultați ce are de spus, atâta am de zis, cum formulează, ce spune, din toată experiența lui vastă din perioada comunistă, fiind ambasador al României la Washington și, evident, tratând foarte multe probleme delicate la vremea respectivă. Evident, și acești oameni au fost
înghiontiți de agenți, că așa se pot numi, sau de oameni care lucrează pentru... Deci este un atac la adresa suveranității popoarelor. Citându-l din nou pe domnul dr. Călin Georgescu, bine ai zis. Astăzi, dacă ești, dacă încerci să îi spui cuiva, sau nu trebuie să convingi pe nimeni, dar trebuie să vii cu niște argumente ferme. Când trebuie să vorbești, trebuie să vorbești. Și trebuie să spui ce ai de spus. Când spui lucruri că economia trebuie să revină în mâinile micului antreprenor, trebuie subvenții de la stat mai multe pentru fermieri, pentru rețelele de apă, canalizare să fie curate și mai ales folosești rețele durabile, eoliene, solare și așa mai departe, mulți se uită la tine ca și cum zic că ești, ai un discurs naționalist, extremist. Așa se pune problema. Da, sau ești omul rușilor. Dacă... Sau ești omul rușilor, da. Te uiți la Sputnik? Te uiți la Sputnik? Și dacă spun lucruri adevărate și acolo, care până? Ideea e să iei esența acelei știri. Adică toate canalele zic multe mizerii, dar câteodată mai transmis și ceva. Câteodată. Da. Pozitiv. Apropo de străini, care sunt primele întrebări? Ne întoarcem un pic la turismul urban, la ghidarea turistică. Care sunt primele întrebări pe care vi le pun vouă turiștii străini? Primele întrebări despre România. Aici suntem foarte curioși. Ar fi interesant să vedem despre ce e vorba. Păi, în primul rând... Ce vă întreabă prima oară pe voi despre România? Deci, în primul rând, vin mulți cu idei gen... Acum am învățat mai mult că... Zic că românii nu sunt egali țigani. Și asta e o chestie foarte importantă de spus, pentru că media a promovat ideea la un moment dat că toate relele țiganilor se trag de aici și merg spre alte țări și că românii sunt țigani și așa mai departe. Deci asta e una din întrebări și, practic, istoria lor. Asta pe ei interesează mult. Să știe și mă bucură pentru că vezi oameni care sunt sătui de ce au văzut la știri, de ce au citit în cărți și care nu le-a dat o explicație prea bună. Și evident, vin la un localnic, așteaptă să știe mai multe și cu drag îi ajutăm. Asta fiind prima întrebare, dacă pot să spun mai mult despre țigani sau țiganii români. Că sunt multe alte tipuri de țigani sau în Europa. Deci asta da, e una de... fiecare țară. Da, fiecare țară și are etnia lor de țigani, ca să zic așa. Da, nu e, și aici trebuie să facem, să subliniem un pic, nu e ceva negativ a spune că este țigan. Acest cuvânt vine de la cuvântul egiptean, țigan, egiptean, dar acolo și-au originea în Egipt. Spunem un pic așa, facem o mică digresiune, o mică paranteză. Acest cuvânt egiptean a fost cumva schimbat în cuvântul țigan. Dacă vedem în limba engleză, Egyptians, gypsies, Egyptians, gypsies. Deci acolo vedem originea măcar lingvistică a cuvântului țigan. Bună întrebare, mă așteptam la... Asta primeam, asta era de fapt a doua întrebare după ce spuneam gypsies. Și ca să spun în engleză, why do you call them gypsies and you don't call them Roma people? Da. Și aici intrăm într-un subiect care vreau să-l foarte scurt. Eu am prieteni țigani și... La un moment dat i-am întrebat, voi ce știți de treaba asta cu și că voi vă numiți între voi rom? Aud eu acum că trebuie să zic rom și așa. Și ei mi-a zis o chestie foarte interesantă. I-am spus așa că
Rom, de fapt, ei nu-și pun frate rom când vorbesc între ei ca apelativ. Rom înseamnă, există un cuvânt în limbajul lor, dar înseamnă un fel de, înseamnă de fapt om. Omul X, romul, dar foarte rar folosesc acest cuvânt. Ei, practic, când se numesc între ei se numesc totuși pe jargoane. Gen, cum zicem noi la țară, nea, ei folosesc un fel de nea în limbajul lor, care niciodată nu include rom. Asta m-au zis doi prieteni ai mei, unul dintre ei mie fin. Și am zis, băi, toată chestia asta mi se pare oricum puțin cam deplasată, că noi niciodată nu vorbim așa între noi. Și după ce le explici chestia asta oamenilor, le spuneam, dacă reușiți să vorbiți vreodată cu unii din comunitate, întrebați-i cum vorbesc între ei, dacă vreodată folosesc acest cuvânt. Ar Da, fi noi chiar le interesant. spuneam faraoni, băi faraoane. De faraoane. Da, oare de ce le spuneam faraoane? Oare de ce? Păi, cum ai zis tu Da. mai devreme, bine, nu neapărat cu Egiptul, dar datorită Știam noi ce metalelor știam, ce știam. prețioase. Din ce am aflat, o chestie interesantă, după ce soția mea a făcut un tur despre istoria țiganilor, foarte interesant, s-a documentat foarte mult și am aflat, una dintre întrebări era, de ce poartă atât de mult aur? Interesant. Și am ajuns cu investigația la faptul că există un zeu în credința lor. Ei sunt din mai multe religii, adică ei pot să fie și protestanți, pot să fie și ortodoxi, nu sunt o anumită religie, practic. Sunt foarte credincioși, mai ales când vine legat, când e vorba de Fecioara Maria. Au foarte multe invocații și, mă rog, fraze în care este folosită. Am înțeles că zeul respectiv al lor, mai ales venind din cultura indiană, îmi scap acum numele, era ceva legat de zeul Bast, Sau zeița Bast? Bast. zeița Bast, corectează-mă dacă greșesc, Da, din Egipt, în mare parte. Zeița pisicilor. ei au interpretat-o sub forma că trebuie să poarte foarte mult aur la vedere, exact cum purtau faraonii la un moment dat, când intrau în templele respective, să-și arate, practic, așa și arătau virtuțile, purtând aurul la vedere. Dar era, de fapt, o alegorie. Aurul, de fapt, era în interior, virtuțile respective. Și de aceea încep să poarte, mai ales foarte multe inele, ghiuluri, cum se spune în cultura, da? Lanțuri Deci o amintire a virtuților acelea, nu? da, Da. practic cam asta ar fi O și zestre încă o, interioară, așa. da, și de asemenea faptul că ei când călătoresc ei nu au un loc unde să țină avuțiile și practic sunt nomazi și le țin la vedere. Dorm cu ele, spală cu ele, nu și le dau jos. E un fel de safe permanent, faptul de a le ține pe tine. Bine, în ghilimele safe, că nu știi cât poate să rămână. Dar cam asta am aflat despre acest lucru. O altă întrebare ar fi dacă e sigur Bucureștiul de mers noaptea. Și asta venea în contextul atacurilor teroriste care ne-au zguduit în ultimii ani, mai ales în ultimii ani în Europa și în state. Și noi nu am avut, dacă ne uităm în istoria noastră, n-am avut, în afară unui atac cu bombă în 1921 în Senatul României pus de un anarhist,
omorând 3 politicieni, noi n-am avut o istorie a atentatelor teroriste atât de frecvente ca în Spania, Franța, Germania și așa mai departe. Și tot timpul a fost un loc al toleranței, al prieteniei. Noi tot timpul am tolerat, indiferent pe cine venea aici. Și se vede acest lucru și din modul în care a aranjat orașul, cum era aranjat orașul. Aveai cartierul evreiesc, cel mai bun exemplu pot să-l dau, care era intersectat cu cartierul armenesc, grecesc, bulgăresc. Nu exista ghetou la noi. Noi n-a funcționat ideea de ghetou. Și vedeai, practic, o biserică ortodoxă lângă una catolică și în față, mai sus, era un templu ebraic. Deci, noi tot timpul am fost toleranți și asta se vede și în modul în care primim turiștii. Adică tot timpul să punem cele mai faine lucruri pe masă. Și bine, din păcate, așa s-a văzut și cu inamicii. Să-i omenim, nu? Așa să-i omenim. Păi nu știu. Am omenit prea mult, dar este și o calitate, într-un fel, e o calitate a noastră, a toleranței, care a fost dusă la extrem, dar nu neapărat de către poporul român, că la țară niciodată n-ai să vezi aceste toleranțe duse la extrem. Au fost tot timpul oameni care s-au împotrivit imperiilor. Dar e cea mai bună istorie, istoria locală, orală a bătrânilor noștri de la țară. E mai degrabă o toleranță nepermisă a politicienilor, că au permis prea mult de la imperii să-și facă de cap. Cam asta ar fi și e un lucru fain, de aceea și veneam foarte mulți turiști la noi. Și numărul creștea de an la an, a tot crescut. Da, acum cu așa zisă pandemie, cum mai sau mai sunt turiști străini care vin la noi? Te bucur să mai vezi. Sunt foarte mulți în mediul online. Acum nu mai e loc de ei pe stradă, strada virtuală, în ghilimele. Dar pe stradă, sincer, mergând prin București la un moment dat, destul de recent, vreau să mai văd. Îmi place să mă uit la oameni în general și să mă uit practic la ce se întâmplă în jurul meu și vreau să văd dacă mai văd pe cineva nebucureștean plimbându-se prin oraș. Deci pot să zic, Patrick, că ai senzația aia când a unui turist, poți să te pui în pielea unui turist care venea în București în anii 90 și toată lumea te întreba ce cauți aici. Adică într-un oraș care de-abia se trezise, sau mă rog, era în curs de trezire de la un șoc în 89 și de la 45 de ani de opresiune. De alte șocuri și mai mari, da. Și de alte șocuri și mai mari. Oamenii își puneau întrebări, ce facem de acum încolo? Deci era, de fapt, un oraș încă pe treptele dezvoltării, pe ideilor de dezvoltare. Te bucurai să vezi turiști străini atunci. Deci foarte puțini oameni, cam asta e percepția. Foarte puțini și majoritatea, pentru că și călătoriile aeriene, mulți dacă vin stau pentru o zi, stau în hotel sau stau pentru o săptămână, stau doar în hotel. Mulți sunt carantinați, dacă vin din zone, și-a zis, roșii. Și nu mai vreau să mai călătorească, evident, și astfel și compania aeriene au dat afară foarte mulți angajați. Peste 50% din ei au fost disponibilizați. Deci cam o imagine foarte tristă a orașului. Însă vezi localnicii că încep să vină la tururi, la tururi la care, în mod normal, nu veneau. Sau veneau cu turiști străini și recomandat, ceea ce, adică să văd și binele din rău. Am avut foarte mulți români veni la tururi, mai mult decât erau înainte de pre-COVID. Acum o să vorbim în gen... Până la urmă, da. Da, da. Oamenii caută variante de a-și petrece timpul, mai ales când ești bombardat zilnic cu aceleași știri de
îți explodează urechile și ochii propriu, te saturi. Vrei să revii cât de cât la un normal și acest normal e să cauți, de exemplu, un eveniment de stand-up online. Ai auzit de așa ceva? Bine, doar în afară. O colegă de-a noastră a participat la stand-up ăsta online, organizat acum 2 luni. A fost prima ediție în care, practic, stand-up-ul avea loc pe scena clubului, iar oamenii plăteau online văzând reprezentația la o cameră. Și erau și câțiva oameni în sală. Nu era chiar gol. Deci s-au luat și ideea din state. Din punctul ăsta de vedere, bravo băieților care s-au gândit la asta. Adică și-au asigurat că decât plata întreținerii utilităților. Da, foarte trist să vezi acest lucru, da? România aștept mai mult să vină. Asta mă bucură că pot să și înveți mai mulți români față, să învăț mai mult decât veneau înainte. Deci e o oportunitate care încercăm să o promovăm prin alte tururi, dar momentan așteptăm de la cei care ne conduc dacă o să mai putem face, că totul e foarte incert în aceste zile. Să vedem. Există turiști străini, în general, care pun și întrebări culturale? Adică întrebări. Îi mai interesează pe ei cultura română, așa, în general? Ați venit din ăștia, voi, în tururile voastre? Uite, una din... Eu, spre exemplu, făceam la un moment dat, aveam o oprire toți la care ne-am pus de acord să dăm bomboane tuturor celor care pot să ne spună un român faimos. Interesant. Și faimos pentru ce? Că nu primești bomboană doar numindu-l pe Hagi. Da. Dau un exemplu. Și am avut... s-ar supăra Hagi, nu s-ar supăra. Chiar de ce? Și bine ar fi să vină chiar el după aceea să mâneze bomboanele, știi, să fie așa mai... Da, mai ales că vorbind de el, el e printre puținii sportivi care a adus fotbalul prin propria lui academie la un nivel extraordinar pe care FRF-ul n-a reușit să-l facă și nu l-a făcut prin exemplu personal. Dar revenind la orele noastre, am plăcut o surpriză să văd oameni care știau de George Enescu, de Constantin Brâncuș, de Mihai Eminescu, de Petrache Poenaru, da. Inventatorul stiloului. Exact. De Henri Coandă, și nu doar pentru că n-au văzut că ăsta e numele aeroportului, ci chiar mi-au spus, au studiat în particular despre inventator român, despre Ana Aslan, dar cei mai mulți, deci procentajul a fost de peste 70% și mi-au spus, mi l-au prezentat pe George Enescu. George Enescu și Mihai Eminescu. Exact. Festivalul George Enescu, totuși. Exact. Festivalul George Enescu care, evident, din păcate a fost afectat și el, evident, de perioada asta, dar în fiecare an... Da, vine septembrie acum, să vedem cum o să fie. De regulă era septembrie, nu știu. Dacă să mai fie festival. Cred că o să fie online, sigur, că știu că au fost concerte online pe radioul operei. Au fost concerte date online. Evident, nu e același lucru, dar festivalul acesta împreună cu, ca să zic, un fel de brand românesc, da? Cu ce ne mândream noi, păi avem pe Simona Halep ca brand românesc, care singură și-a, fără niciun fel de ajutor, și-a creat un nume. Avem festivalul George Enescu, care aduna și am participat ca ghizi în cadrul festivalului de multe ori, făcând tururi, memoria lui, în engleză, cât și în română.
un om care a marcat continente întregi, a marcat destine și a marcat alți viitori compozitori și violoniști. Pe un Yehudi Menuhin, pe un David Oistrakh, care au fost inspirați, pe un Sergiu Cerebidache, care și el a fost, evident, inspirat și un mare dirijor român, care foarte mulți străini veneau pentru acest festival în București și Patrii. Deci era plin, plin București. În septembrie știai că o să ai foarte mulți turiști venind doar pentru acest festival. Deci când vorbim de cultură, că ăsta e cel mai bun exemplu care pot să-l dau. Cu asta trebuia să încep, de fapt. Dar evident, na. Revenim iar la oile noastre, că tot revii. Nu știu cum o să desfășoare perioada aceasta. Sau ce se va mai întâmpla. Da, rămâne să vedem. Rămâne să aflăm dacă vom merge pe site sau dacă vom merge chiar în București la Ateneu. Să vorbim acum un pic despre ce au caracterizat marile schimbări politice și economice din secolele 20 și 21. Noi am scris la un moment dat despre Maria Bălan, nu, dacă mi-aduc aminte, pe site, pe Cultura Română, aveți adresa aici, care practic a schimbat, cum să spun, participarea, a provocat, nu, cumva, participarea României în primul război mondial? Ce pot să ne spun? Sigur, cu mare drag, că asta este pasiunea mea, de a vorbi despre istoria spionajului românesc, dar și mondial. M-a pasionat întotdeauna acest subiect, ca să spun un pic despre această pasiune, datorită tatălui meu, care tot timpul avea în bibliotecă câte o carte despre un fost agent sovietic sau câte un agent român, Pavel Coruț sau Victor Suvorov sau James Bond sau Nelson DeMille, lista poate să continue, și care au devenit filme faimoase pe viitor, și practic am preluat de la el această pasiune, dar în același timp mi-am pus și întrebarea ce istorie asta am spus aici, și de fapt de multe ori vedeai că e o istorie ascunsă care se desecretizează în timp, pe care nu o studiez la școală, și fiind pasionat de istorie, mi s-a părut normal să studiez și să-ți spun oamenilor anumite părți din chestia asta. Maria Bălan, eu aș pune-o în categoria spionilor care au schimbat viitorul atât al României, cât și al hărții europene. De ce spun asta? Pentru că ea, împreună cu un alt agent, Mihail Morozov, care a devenit părintele serviciilor secrete românești în 1924, atunci putem vorbi de un serviciu de sine stătător al Serviciului de Informații Românesc. Până atunci totul aparținea unei părți armatei, se numea Secția a doua de informații. Datorită ei, victoriile de la Mărăști, Mărășești și Oituz au avut acel eco în care am reușit să facem acel contraatac, am reușit să aflăm pozițiile inamicilor, luându-i prin surprindere după relatările soldaților de pe front, care altfel nu s-ar fi întâmplat. Evident, și faptul că am avut o regină pe nume Maria, cum spunea un jurnalist francez, există un singur bărbat în România și acel bărbat are numele de regina Maria, ca să și rimeze un pic. Da, România are un singur, a avut un singur rege, cea era regina Maria.
Regina Maria. Vorbi și în alt episod despre... Iată puterea femeilor în... Exact. În capul statului. Da. Și această agentă despre care s-a desecretizat în ultimii ani sau mai multe documente, adică foarte recent, despre rolul ei în crearea României Mari, fostă agentă în Imperiul Austro-Ungar, a fost trimisă ca o colaboratoare de către armata română cu scopul de a strânge informații legate de poziționarea trupelor la granița cu România. Practic, informațiile ei au venit mănușă, mai ales după ocuparea Bucureștiului de către nemți. Și ea, în momentul respectiv, era măritată cu un înalt ofițer austriac și a ajuns chiar să ia, chiar să fure dosare prin mâna cancelarului împăratului Austro-Ungariei, adică vorbim despre documente de prim rang, o breșă enormă în sistemul de securitate imperial care a putut care a ajutat-o pe Maria să transmită aceste informații la timp util, care mai târziu s-au concretizat în acele acțiuni, Mureș, Mureșe și Oituz. Practic, i-a ajutat și pe ruși, să-ți vină să crezi că a fost de fapt un fel de dublu agent. Ea la bază a rămas loială principiilor României. Nu a defectat către ruși, dar în momentul respectiv erau încaliați până să iasă rușii din război. Și una din puținele victorii ale Rusiei imperiale înainte de Marea Revoluție au fost datorate informațiilor aflate de la agenta Maria Bălan. Ea are un destin foarte trist. Bine, caracteristic filmelor de spionaj. Este prinsă de către soțul ei în flagrant cu un document care nu a apucat să se-l rupă. Informația vine după ce menajera ei găsește acest document, un colț într-un document al pozițiilor trupelor pe banca, pe biroul soțului ei, este arestată și își așteaptă pedeapsa cu moartea la Timișoara. În acest timp, calitățile ei de agent se fac cunoscute, îl vrăjește pe gardianul celulei și reușește să fugă cu el, până în 1936, când ziarele românești publică vestea morții Mariei Bălan, descoperită într-un cimitir din București. Așa se află despre ea. Practic, până în 36 nu se știe nimic, din două motive. Tot ce înseamnă agenți sau persoane care au avut o legătură cu schimbarea istoriei și politicii unor state, rămân ca necunoscuți în istorie o perioadă suficient de lungă până când persoanele implicate în acel conflict mor sau nu mai găsesc o amenințare ceea ce dețineau, au făcut agenții respectivi. Se numește, e de fapt un fel de confidențialitate, un act secret de confidențialitate în care țara respectivă își protejează agenții, dar își protejează și informațiile care i-au ajutat. Altfel ar ieși un război în toată regula. De aceea fiecare stat are propriul Confidentiality Secret Act. Cam așa ar fi denumirea. Deci ei, în concluzie, și agentului Morozov, dar tot femeii, practic, să-i dăm cezarului ceea cezarului, a reușit să ne dea informațiile necesare pentru victoria și crearea unirii
atât de necesară unui popor oprimat de atât de mult timp. Cam atât momentan. Mai multe puteți citi și pe articolul de pe revista România Culturală, printre multe altele legate de ea. Așa că o întrebare în plus a fost a contribuit și la pactul Trianon, dictatul de la, sau tratatul Trianon, pentru că practic acolo s-a concretizat România mare ca și stat după urma unirii de la 1 decembrie. Și de asemenea a fost și practic concretizarea statului ungar sau Ungariei, pentru că până atunci au avut foarte mari probleme, știm în istorie că după ce au fost cuceriți la Mohaci, au dispărut din istorie, au dispărut, au fost transformați în pașaluc, după ce a venit Imperiul Habsburgic, apoi Imperiul Austro-Ungar. Și uite așa, până la urmă, da, știu că au fost și, le cereau la un moment dat, oficialii Imperiului Austro-Ungar de pe atunci, ungurii, oficialii unguri, îi cereau regelui Carol I, practic, să ajute să se unească cu România, pentru că ei nu erau capabili să se autoguverneze, sau cel puțin așa știm din sursele lor, nu din ale noastre. A avut vreo Maria Bălan vreo implicație în sensul ăsta? În legătură cu faptul, adică, practic, a facilitat cumva, pentru că dacă datorită ei am avut un Mureș Mureșești Oituz, cu siguranță că ea a avut un rol și la obținerea Marii Uniri, dar și la concretizarea prin pactul de la Trianon. Cum vezi tu asta? A avut vreun rol în sensul ăsta? Există o legătură? Sincer, din documente legate de acest subiect, nu s-a găsit nimic sau încă nu s-a găsit, dar eu nu cred că o să se găsească vreodată, mai ales că are un rol extrem de important, pentru că dacă e să o analizăm la rece, și acum pot să spun ceva care poate o să-i deranjeze pe mulți, dar asta e. O să vedem mai târziu cum istoria catalogează aceste lucruri. Inițial, acțiunile ei au fost concretizate și pentru restul românilor din Ungaria, pentru că granița pe care o avem acum, la granița statului ungar și cel cu Serbia, inițial trebuia să fie mult mai mare. Trebuia să fie aproape de Debrecen, incluzând Debrecen. Regina de Maria... Aproape de Tisa. Exact. Zona respectivă. Și exact. Sunt foarte mulți, foarte multe comunități de români acolo în zona dintre actualele hotare românești și Tisa, chiar inclusă și Debrețin. Și... Da, ai zis bine, chiar până la Tisa, nu degeaba spunea Mihai Eminescu în poezia lui, da, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumis, adică asta e un exemplu istoric, nu a spus-o el așa să sună bine, să sune bine, ci este o realitate. Păi, inițial la tratatul de la Versailles, în care în 1919 vedeai, practic, o vedeai pe Regina Maria împreună cu Brătianu, bătându-se pe harta Transilvaniei, ceea ce era românesc acolo, ce trebuia să fie inclus, și vedeai delegații unguri
care se făceau presiune enorme că nu, până aici e linia, până aici e linia. Formă vedeai aliații care veneau și nu erau de acord. Deci eu vorbesc aici de niște presiuni care se pot vedea chiar în filmul despre Regina Maria. Lansat recent, anul trecut, un film foarte bun. Merită da, l-am văzut. Și în care se vede cum s-au bătut ca niște lei. Și de fapt granița trebuia până la Tisa. Așa era inițial, dar ce s-a întâmplat e că englezii și americanii nu au fost de acord pentru că aveau niște relații economice sau un început de relație economică cu noul stat ungar, care nu erau de acord ca cele două granița să fie atât de întinsă până la Tisa. Deci au fost niște jocuri de culise foarte mari, dar și jocuri diplomatice, evident, să nu se continue războiul. Ambele au mers, dar acțiunile Mariei Bolan practic i-au dat reginei Maria ideea de a continua practic planul agentei de a incorpora tot restul bucății de la Tisa în România. Deci a avut un rol, bine, fără documente oficiale, dar când vorbim despre spionaj, nu prea sunt documente oficiale legate de chestii astea. Multe sunt distruse sau nu au existat deloc și sunt doar acorduri verbale sau... Analizăm la rece, eu zic că trebuie reintegrată în istoria acestei femeie, în istoria României, pentru ca copiii să știe căror oameni le datorează cu adevărat aceste granițe pe care Queen Marie of Romania, da, anul trecut a fost făcut. Queen Marie, da. Foarte bun și mai este unul cu un documentar, Regina Maria, Inima României, dinainte de acest film. Este Marcel Iureș și vocea de pe fundal. Regina Maria foarte... aici a fost jucată, să spunem și noi, de Roxana Lupu, o actriță extraordinară. În rolul Reginei Maria a jucat excepțional. Da, tot respectul. Chiar a avut o prestație fenomenală. Că tot vorbim de cultură. Și prin cinema, prin film, actorii reușesc să transmită ceva. Da, despre ce mai vreau să vorbim. Spune-ne despre Spy Tour. Tu ai un tour denumit Spy Tour sau Spy Hub, ceva de genul. Și aici intrăm în secțiunea noutăți un pic despre turism. Și spune-ne mai multe despre Spy Tour. Cum ai ajuns tu de la ideea de turism urban la ideea de tur al spionilor sau despre spionaj? Despre spionajul mai ales. Cu mare drag, că asta e terenul meu, o să-ți răspund. Păi am observat că Bucureștiul are foarte multe povești despre spionaj. Foarte multe case și hoteluri, conace în care s-au semnat sau s-au întâlnit anumiți spioni. Atât de multe încât este... Eu pot să-l pun la o laptă cu Berlinul ca spionaj. Nu mă refer doar la perioada războiului rece, dar și între cele două războaie. Pasiunea mea a venit în urma unor cercetări mai amănunțite asupra unor case din București, făcute pentru tururi despre arhitectura orașului. Și studiind istoria caselor, încep să descoperi foarte multe povești interesante care le găsești în cărți mai mult și în arhive. Sau pe bloguri ca București vechi și noi, un blog foarte bun. Mai ales dacă vă interesează să găsiți case, sau povestea unor case la un moment dat, pe care nu găsiți în cărți,
Da, se pot găsi foarte multe lucruri interesante acolo. Vă ajută mult. Și așa ne-am pus cap la cap și am zis, dar de ce București nu are un tur despre spionaj? Când avem poate 4-5 ore de mers pe aceste povești, avem atâtea locații care, unul la mână, avem Atene Palace Hilton, care este, de fapt, aș spune cum era orașul Casablanca pentru spioni în perioada celui de-al doilea război mondial. Poți să pui în același fel Hilton, nu? Ca un fel de Casablanca unde Humphrey Bogart ar fi venit să bea un cocktail cu Maria Tănase. Și se știe că, practic, acolo este cunoscut ca un cuib de spion. Atât înainte de al doilea război, cât și după. Deci, ideea mi-a venit văzând câtă informație, câte informație care nu e pusă cap la cap. E practic împrăștiată. Și așa am început să fac turul acum 3 ani. Un an de zile mi-a luat până am pus totul cap la cap, că a fost... Trebuia să-i dau o idee, trebuia să îl fac accesibil, să nu îl fac plictisitor. Pentru că când vorbești de spionaj, puțin oameni sunt interesați, cu adevărat. Iar restul trebuie să-i atragi prin lucruri cheie. Știați că, nu știu, pe exemplu, sediul Gestapo-ului în București a fost în Atene Palace, lucruri de genul ăsta, care oamenii zic, nu știam, citiți în cartea X. Și e un proiect de suflet la care pot să zic acum că, într-un fel, pandemia m-a ajutat mai mult să fac un tur virtual, ca un fel de joc, în sensul că am o experiență cunoscută ca pe platforma Airbnb, se numește Bucharest Spy Games Season 1. De ce Season 1? Că o să fie mai multe versiuni, exact ca la jocuri, pentru pasionații de jocuri. Nu ai doar personaje noi la fiecare sezon, aici o să fie și jocuri noi. Este un joc interactiv în care sunt întrebări, dar și spargeri de coduri prin care cel care o joacă ajunge la final să descopere frază sau un cod care îl va ajuta în experiența următoare. Ceea ce învață pe turul respectiv e istorie a spionajului românesc și de ce sunt importanți acei spioni pentru istoria mondială. Și pleci cu informații legate de spionii ăștia sunt importanți la fel cum Ian Fleming cu James Bond, dar în cazul de față de chestii reale. Și se poate găsi în curând pe Airbnb. Am lucrat foarte mult la el și încă voi mai lucra, mai ales la joculețe, pentru că joculețele sunt cele mai interesante și ele prind cel mai mult. Cam asta am de spus și sper să... Cred că din ce mai mulți oameni o să vină să-l joace. Pentru că e nevoie ca oamenii să cunoască aceste lucruri. Da, nu sunt periculoase niște informații? Apropo de informațiile astea, au fost desecretizate sau cum... Există restricții? Aveți voie să spuneți anumite lucruri sau nu? Nu știu, cum sunt? Pentru că, când vorbim despre spioni... Poți să spui niște lucruri și mai rău. Da. Tot ceea ce am adunat sunt informații desecretizate chiar și de pe site-ul CIA-ului. Ei au desecretizat foarte multe dosare despre România în perioada al doilea război mondial și perioada războiului rece, în care se pot descărca documente cu duzină.
Deci nu este un pericol tot ceea ce am listat, practic, sunt informații desecretizate începând cu 2010. Deci au aproape 10 ani, sunt proaspete, nu mai reprezintă un pericol. Foarte multe din ele le-am luat din arhiva CIA-ului, arhiva diplomatică română, din cărți ale istoriei spionajului românesc, deci se găsește și în cărți recent publicate. Un autor, că tot ai menționat dacă e periculos sau nu, e bine să menționăm câțiva autori care pot ajuta oamenii să înțeleagă istoria spionajului sau ascunsă. Da. Îl recomand pe domnul Corvin Lupu, care datorită ție, Patrick, am aflat mai multe despre multe lucruri care nici eu nu le-am știut, evident, despre istoria legionară cu adevărat și cum s-au ascuns multe lucruri și s-au șters multe lucruri eliberat. Domnul Florian Banu, care este un dintre puținii care au scris o istorie a Serviciului de Informații, de la SSI la SIE, se numește cartea. E foarte groasă, dar pentru cine e curios de istorie reală, pe arhive, am mai intrat în arhive foarte mult. Mai e și Cristian Troncotă, care mai are câteva cărți de referință. Momentan, și Alex Mihai Stoianescu, dar cam în zona aceasta aș recomanda. Deci majoritatea care au publicat din arhive deja desecretizate de foarte mult timp. Deci nu mai este un pericol. Și plus, când ies aceste cărți, se fac anumite recenzii, mai ales de către acceptate, chiar și de către forul diplomatic al fiecărei țări și al guvernelor respective. Evident că mai sunt ce afaceri nerezolvate din multe din situațiile astea. Dar cu atât mai bine pentru noi că le putem citi și pot să înțelege de ce rămân. Deci nu mai sunt un pericol atât timp cât devin publice și foarte mulți autori le publică și le folosesc. Și au mai fost, mi se pare, că și autori străini care au vorbit despre câte ceva măcar despre spionajul românesc. Amintim pe doctorul Larry Watts, nu? Exact. Cu acele tomuri uriașe. Ferește-mă, Doamne, de prieten. Ferește-mă, Doamne, de prieten, da? Războiul clandestin al României cu prietenii săi. Vorbește de istoria securității sau a spionajului românesc cu frații, tovarășii de peste granițe. Larry Watts. Și mai este mă rog, o să revin la el dacă ajunge ca să nu ținem din timp. Era un autor destul de cunoscut. Mai rămâne. Ok, noutăți? Mi-a venit, scuze. Robert D. Kaplan, care este specialist pe istoria mai ales economică și politică a blocurilor, a țărilor socialiste. Și are o carte doar pe România și istoria Balcanilor. Ei sunt câte puțini autori străini care chiar vorbesc într-un foarte profesionist și destul de obiectiv, cu foarte multe surse. Scuze, am mai venit și am întrerupt. Da, nu e problemă. Noutăți, ce noutăți ai? Ce proiecte de viitor? Am aflat câteva. Spy Tour, Spy Hub of Bucharest, nu?
sau ceva de genul? Asta va fi, da, am două Spy proiecte. Games of Bucharest. Da, Bucharest Spy Games e de fapt varianta virtuală a Spy Tour-ului, care era fizic inițial. Va urma un alt, o altă experiență online, tot legată de, de spionaj, dar cu film, o filmare, arătându-le oamenilor un pic despre casele din București, mai ales casele conspirative sau fostele ambasade unde mulți agenți erau staționați. Asta este încă în lucru și va dura destul de mult, dar va fi de referință. Și acum lucrez la Revoluția Română, de la Revoluție la Lovitură de Stat, o experiență online, care va fi cât de curând și aceasta. Este cea mai nouă informație. Revoluția Română de la Revoluția Lovitură de Stat e practic continuarea de la turul virtual al Bucureștiului Comunist pe care l-am deja pe Airbnb și ajută foarte mult oamenii să înțeleagă ce s-a întâmplat după tot ce le povestesc despre perioada dictaturii și să înțeleagă ce s-a întâmplat în 99 aici. Deci o completare a acestui tur. Momentan atâta, că am de lucru. Da. Și, da. Să sperăm să facem, să continuăm mai multe exemple de teme, de podcast-uri, pe, de ce nu, și pe anumite subiecte, doar pe anumite subiecte discutate și poate cu anumiți invitați, ar fi fain. Da, trebuie neapărat să facem poate chiar interviuri. Și aici intrăm în secțiunea noutăți, revista România Culturală. Amintim că suntem o publicație online, independentă. Ne autosusținem. Și ne-am propus să colecționăm, să protejăm și să promovăm cultura română așa cum a fost, cum este și să sperăm că va mai fi și de acum încolo. Noutățile noastre pentru această perioadă o să avem o variantă a revistei România Culturală în format PDF. O veți găsi pe site. În momentul de față vă putem arăta un mic sample, o mică mostră a acestui document. O puteți găsi pe culturaromana.ro, o veți găsi la secțiunea de descărcări documente online. Vom vorbi în cadrul acestei mici publicații despre Mihai Eminescu și fizica modernă în poeziile lui Mihai Eminescu. Este un editorial scris de către o cititoare care ne-a trimis acest document de câteva pagini. Este o muncă destul de laborioasă să întocmești, să cauți în toate poeziile lui Eminescu, să cauți informații despre aspecte ale fizicii moderne, aspecte ale științei de frontieră, inclusiv aspecte ezoterice, dacă putem să spunem. A fost scris de către Crina Petecălin. De asemenea, veți mai găsi în acest PDF Teoria statului organic al lui Mihai Eminescu. Ne-am propus să începem cu Mihai Eminescu un pic mai în forță, pentru că este cel care practic ne mișcă
în toate demersurile noastre culturale și de fiecare dată când citim o publicație de-a lui, chiar și o poezie, precum Scrisoarea a treia, sau oricare dintre scrisori, știm foarte bine că găsim lucruri care sunt de actualitate. Întotdeauna parcă a fost un fel de profet al poporului român. De asemenea, găsim acolo un articol, Viitorul Umbra, dar și, cum am spus, Teoria statului organic. Primul articol din, sau prima parte a unor articole pe care le găsim scrise în mai multe publicații pe care le-a scris Mihai Eminescu de-a lungul timpului, de-a lungul câțiva zeci de ani, cu privire la statul organic sau statul practic democratic, adevărat, așa cum era în viziunea sa și cum de altfel a fost odată cu Mica Unire, ca să spunem așa, și realizările lui Cuza Vodă în ultima parte a domniei sale, în care practic ne-a lăsat o Constituție, ne-a lăsat un stat democratic de drept, ne-a lăsat un parlament bicameral și... Abolirea sclaviei și secularizarea vreo mănăstirești. Important, exact, a spus. Și o reformă agrară. Și iată că totuși, deși am avut un pas destul de puternic pe care l-am făcut în acel secol XIX, culminat cu Marea Unire care a venit după războiul de reîntregire a neamului, la noi așa s-a numit, noi nu l-am numit întâi primul război mondial sau întâiul război, l-am numit războiul de reîntregire a neamului. Și aici am vrut să începem prin a arăta că am început să facem niște sacrificii puternice pentru a fi pe linia cea mai de bază și cea mai puternică a tuturor statelor lumii. Eram văzuți, așa cum știm, ca fiind grânarul Europei. Bucureștiul era micul Paris. Și am prosperat și, din păcate, să spunem așa, lunga revoluție internaționalistă a putut să ne îngenuncheze la Pitești, de exemplu, între 1949 și 1951. După și două lungi... Și o chestie, scuză-mă, frate, da. Și despre trădarea de la 23 august 44, care încă plătim și acum aceste daune. Deci vom vorbi cu o altă ocazie. Da. După două mari războaie, după trădarea de la 23 august 1944 și după fenomenul Pitești, îl veți găsi pe copertă, nu degeaba l-am pus acolo, pe Sergiu Mandinescu, este unul dintre tinerii care practic au suferit enorm în închisoarea de la Pitești. Unul dintre tinerii care a lăsat un poem cu sânge scris la Pitești și care este pentru noi un început, pentru cultura română, un început pentru a ne aduce aminte de marile sacrificii care s-au făcut. Și nu s-au uitat aceste sacrificii și nu le vom uita. Vom merge în continuare cu cultura română și vom încerca să facem cât mai multe astfel de podcasturi. Să sperăm că vom mai putea și în perioada imediat următoare, adică în următoarele luni. Să sperăm că avem destul timp și de asemenea vă așteptăm și pe site-ul nostru culturaromana.ro și la tururile lui Tudor. Vom vedea în curând, o să ne dea și nouă linkurile.
pentru... Vă aștept cu drag. Pentru tot lucrurile care vor face. Da. Despre spionaj și nu numai. Păi bun, acestea fiind spuse, ce să mai spunem acum, decât că... Forța fie cu voi, da. În continuare. Forța și... lui Hristos să fie cu noi, forța Dumnezeului Tată și Mamă în același timp. Și așa cum la început a fost valoarea, întotdeauna va fi și la, și la finele tuturor epocilor și vremurilor prin care vom trece. În următoarele podcasturi o să vorbim mai pe larg despre anumite aspecte. O să o luăm așa ușurel, ușurel, tot așa cu istoria, cu geografia, cu turismul românesc. Vedem pe unde mai suntem, pe unde ar trebui să mai fim. Dar vom atinge și aspectul economic, bineînțeles, pentru că știm că în perioada aceasta, economia română, în special turismul, a avut foarte mult de suferit. Și vrem să vedem cum facem să ne repoziționăm, să ne reorientăm, să ne repoziționăm, să ne recalibrăm, atât ca și cultură, atât ca și economie, atât ca și politică, mai ales în perioada aceasta vedem foarte multe schimbări de pe o zi pe alta, schimbări destul de radicale în politica internațională, care ne afectează și pe noi, bineînțeles. Bun. Acestea fiind zise, vom încheia aici și vă așteptăm și la podcastul următor. Seară bună în continuare. Salut! Țineți aproape, prieteni. Salut, frate! Da. Ne auzim cu drag! Da.